Maria Răduț este o artistă cunoscută publicului câmpulungean prin lucrările sale care surprind bucățele din natură. Spre deosebire de alți artiști, Maria Răduț a dedicat picturii la o vârstă mult mai înaintată, însă, așa cum chiar ea afirmă, a făcut acest lucru din dragoste pentru natură. Am pictat de data aceasta mai multe peisaje și flori. Florile, pasiunea mea, de întotdeauna. De mic copil mi-au plăcut florile și firicelele de iarbă. De pictat n-am pictat, mă chinuiam la școală să mă achit de obligațiile școlare când aveam de desenat ceva, dar de pe la 20 de ani am urmărit în orașele prin care eu am locuit sau am trecut, muzee cu picturi și ziceam, Doamne, vreodată o să reușesc să fac și eu așa ceva. Și Dumnezeu a avut grijă de mine ca la 60 de ani când m-am pensionat să se nască nepoțelele mele, să stau cu ele și cu soțul meu în America. E, și acolo probabil peisajele, oamenii, poate am avut timp mai mult, m-a inspirat și am pictat flori în California, unde erau flori tot timpul anului. Și am venit în țară la 6 luni, în fiecare an 6 luni stăteam acolo, 6 în țară. Și soțul meu, care acum nu mai este, mi-a zis, dacă tot îți ocupi timpul cu treburile astea, du-te și fă o școală, ceva, ca să te orientezi și să afli secretele picturii. Și așa am fost la galeria, școala din galerie, profesor domnul Paulian. Simezele galeriei din holul complexului Big and Small s-au umplut de culoarea florilor de vară, dar și de peisaje care surprind toate anotimpurile. Aveți vreo lucrare din cele expuse care vă este mai dragă? Să știți că, în general, toate îmi sunt dragi. Dar, ce să zic, oftez, îmi place chiar lampa. Îmi plac toate florile. Toate florile pe care le-am făcut. Bună oară, din tot anotimpurile îmi plac florile. Uite, spre exemplu, tabloul acesta cu se numește cu florile acelea cu multe văzuțe de pe perete. Acela, eu am multe flori în curte și nu prea se uita lumea la ele. Par așa niște bălării, niște frunze care nu te atrag, sunt mai păroase, mai... Mie mi-au plăcut foarte mult și le-am pictat. Culmea că acum chiar că îmi plac foarte mult. Da, și îmi plac, uite, îmi place tabloul cu dumitrițele. Nu, că dacă mă întrebați, mie îmi place și iarba, și floarea țigăncii, și toate bălăriile. Artista face parte din cenaclul Ide Neguliști din Câmpul Lung, fiind numită de directorul Casei de Cultură Tudor Mușatescu, Regina Florilor. Avem astăzi o expoziție a artistei Mioara Răduț, o membră a cenaclului Ide Neguliști, o binecunoscută artistă pe plan local, dar nu numai pe plan local, pentru că Maria Răduț este o specialistă, o profesionistă a florilor și a peisajelor. Într-un cuvânt al dânsei, spune foarte frumos cum vorbește sau cum stă de vorbă cu florile atunci când le pictează. Este ceva extraordinar, pentru că pictorul intră într-o legătură directă cu natura pe care o pictează, cu lucru pe care îl așterne pe pânza, pe lucrarea sa. Maria Răduț a înțeles acest lucru și
Mai mult decât atât, este o femeie care, o artistă care a ajuns la maturitate și a înțeles ce înseamnă cromatica, ce înseamnă armonia culorilor, ce înseamnă perspectiva și ce înseamnă desenul pus într-o lucrare, astfel încât totul într-un ansamblu să creeze o atmosferă plăcută și mai mult decât atât a creat un stil propriu al său. Așadar, eu o pot numi Regina Florilor. Expoziția vernisată joi după amiază a purtat denumirea Anotimpuri și Flori. Lucrările realizate cu multă migală au fost admirate de un public numeros alcătuit din artiști, dar și din iubitori ai artelor.